Shaking my soul, king to the masses, writing my poems for the few that look at me, tucking me, shucking me, feeling me, singing from hiding on the pain, taking my message on the veins, speaking my lesson for the brave, seeing the beauty to do. Lasă-mă pe mine să vorbesc primul cu tine. Cum te cheamă și de unde vii? Sunt Teodora Rotaru și vin din Craiova. Am 18 ani. Ok, ajunge. Teodora, ai fost extraordinară. Mulțumesc. Continuă. O să continu eu. Din nou aplauze pentru trupă în primul rând. Deci ați... Wow. Hei! Mamă, ce ați făcut din piesa asta. Băi! Dar aplauze pentru Ciupi, că e nou! Ciupi, să trăiești! Yeah. Asta o să vezi când o să, în echipa mea și după ce o să se termine emisiunea și tu o vei câștiga și să-i face propria trupă, o să înțelegi cât de important este să ai o gașcă de băieți care știu să cânte și care și cărora le place muzica. Pentru că sunt mulți instrumentiști care cântă așa, zici că cineva i-a pedepsit, știi? Am reușit să strâng foarte mulți concurenți, foarte buni. Și trebuie să fiu foarte zgârcit cu întoarcerile mele, pentru că echipa trebuie să conțină 14 oameni. Și eu am aproape... 16. Dar nu am putut să nu apăs butonul, pentru că, cum să zic, la energia asta pe care ai avut-o tu pe scenă, cred că mă pricep eu cel mai bine. Ce să fac cu ea? Mulțumesc, Enaru. Și cum se spune la noi? Și cum a fost Teodora? A rupt, frate. Cuvinte frumoase, cuvinte, promisiuni, mișto, extraordinare. Bine, Adi, bravo. Felicitări. Vorbești bine, îmi place. Dar? Dar? Dar există și un adevăr, adevărul concursului. Și eu te văd, bineînțeles, în echipa mea. Și chiar dacă colegii mei mimează plictiseala pentru că au mai auzit lucrul ăsta, adevărurile... Din contra, sunt foarte curioasă. Sau, ce din contra, nu mimezi plictiseala, ești foarte plictisită. Ok, am înțeles. Chiar dacă un adevăr poate fi repetat atunci când ai nevoie de el și... Eu îmi doresc foarte mult să vii în echipa mea odată, pentru că asta m-am întors, dar pentru că n-aș vrea să te las pe mâinile lor, adică pur și simplu cred că ești foarte bine la mine în echipă și ești un timbru care până la momentul ăsta nu se regăsește în colecția mea de voci. Teo, ne-a arătat că la 18 ani poți să ne răstorni și să ne faci praf. Ai o voce bestială, ai super încredere în tine, ești puternică.
Teodora, te-ai gândit înainte la ce antrenor ți-ar plăcea să fii? Da. La tine. Acum nu mai contează. Ce-a zis? Așa, fă-mă să mă bag sub scaun. Așa se scoate smiley tot timpul ca să fie băiatul bun. Dar... Știi că el este tot timpul băiatul bun. El nu apasă butonul, vine, dă o îmbrățișare, gata, e băiatul bun. Da, da. Băi, dar măcar atât, măcar atât pot să fac dacă nu m-am întors. Așa nu, e, da. Dar să știți că eram în drum spre scenă aici și m-am gândit că decât să vin de acasă cu răspunsul, mai bine să aștept părerea fiecăruia și să văd cu cine aș putea eu. Uite, să o fată fiu... înțeleaptă, la 18 ani, asta e un lucru. Eu cred că e important să alegi și chimia între oameni. Da, la asta este mă un lucru la foarte important, pentru că dacă cineva îți se stârnește, să zicem, măcar o buncie de antipatie, atunci startul ăla este greșit. Eu mă rog să nu așa fiu... Așa poți să înțelegem eu că mă rog nu să, să-l alegi pe să nu fiu în situația asta, nu știu, n-aș anticipa Adi, dar poate că dacă, până la urmă, eu mă bucur. El e nou venit și merită tot ce este mai bun. Noi ăștia vechi, totuși, avem oarecare experiență și putem și noi să te ajutăm cu câte ceva. E foarte, foarte greu. Vă iubesc extraordinar de mult pe toți și îmi pare atât de bine că am putut să vă întorc. Dar... cred că cel mai mult în seara asta lângă mine, cred că l-am simțit pe Tudor. Uai! Bravo, vecine! Mulțumesc mult! Bravo, Teo! Ești pe mâini bune!